Introducerea certificatului verde obligatoriu la locul de muncă ar adânci și mai mult criza de personal. Sindicatele din sănătate alături de avocați au atras atenția că documentul asupra căruia planează suspiciuni de constituționalitate ar conduce la nenumărate demisii sau încetări ale contractelor de muncă. A venit rândul polițiștilor să atragă atenția că forțarea angajaților din structurile de poliție de a se vaccina, punându-le în balanță locurile de muncă prin existența Green Pass-ului, ar accentua penuria de angajați. Prin urmare, singura soluție acceptată ar fi testarea gratuită. Vrem testare gratuită plătită de către angajator. Nu pot să-mi iei dreptul la muncă și să mă restricționez din simplu fapt că nu sunt vaccinat sau nu sunt testat cu bani. Da, testați-mă cu bani dumneavoastră și vin la muncă. Mai ales în poliție, la ora actuală, unde avem deficit 2% din personal, în unele zone din mediul rural în țară sunt și 5% deficit, adică sunt posturi câte un polițist și posturi chiar care sunt închise. Trebuie testat gratuit și cei din privat și cei din sistemul bugetar, pentru că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Sindicatele din poliție atrag atenția autorităților centrale să respecte drepturile și libertățile cetățenești garantate prin Constituție și să achiziționeze medicamente antivirale pentru pacienți. Noi vrem decât să se respecte Constituția. Nu mi-i îngrădi dreptul la muncă, testează-mă, nu mă obliga să mă vaccinez, că e corpul meu, nu decizi ce fac cu el. Eu mă protejez, singura soluție plauzibilă pentru noi, testare și medicamente antivirale. Legea privind adoptarea certificatului verde obligatoriu la locul de muncă a picat la vot în Senat, Camera Deputaților urmând să acorde avizul final.